Merge, da? Te fac de râs. El este Cristi Voicu, unul din oamenii care face mulaje și căști cu mulaj la noi în țară. Salut, Cristi! Salut! Ne salutăm și în fața oamenilor. O să te întreb, o să vă zic așa. Acum 8 ani când am văzut eu, sau 9 ani, 2008-2009. Cam așa, da. Când am văzut eu pe afară că Bruno era pe vrea, Justin are căști de alea cu mulaj, am zis, bă, vreau și eu casă cu mulaj. Și bineînțeles că eram vai de capul meu și nu aveam bani să fac în state. Și am căutat pe net și am ajuns la Cristi, care lucra atunci la o clinică audio, da. Și făcea aparate auditive. Și am zis, cred că se potrivește chestia aia. Și am mers la dânsul, uitați prima casă pe care a făcut-o în 2008. El, neștiind cu ce se mănâncă, a încercat să facă toate lucrurile singur. Și chiar le făcea singur. Asta este prima cască din 2008 pe care mi-a făcut-o el. Pe care n-am plătit-o. N-ai mai răspuns la telefon. N-am mai răspuns la telefon atunci. Nu mi-a plăcut cum s-auzea. El era la început. Eu am dispărut. Și iată-te, mă întâlnesc cu omul la X-Factor acum vreo 2-3 ani. Și am decis să-i dau un mesaj, să-i zic că îmi pare rău pentru casca aia pe care nu i-am plătit-o și să văd ce mai face. Și între timp, uite ce a făcut el. Între timp, lucrurile au evoluat. Nu credeam sincer că o să ajung aici. Bine, nici acum nu că ar fi o mare afacere, pentru că sunt puțini care înțeleg conceptul de monitorizare. Cine de avantajele unei căști? Avantajele, în primul rând, să lăsăm partea de sunet. În primul rând ar fi sănătatea auditivă, pentru că protejează pe scenă de sunetul exterior, unde este foarte multă gălăgie. Te poate scuti, în primul rând, de țiuitul în ureche, tinnitus de după, lucru care este foarte important, poate să nu mai dispară, țiuitul ăla poate să rămâi toată viața și nu există remediu pentru așa ceva. De asemenea, este un sunet foarte calitativ, căștile sunt foarte confortabile, uiți că le ai în ureche. Da, cât timp durează o casă a la Z? O cască a la Z, 5 zile lucrătoare. În comparație cu monitoarele care se fac în afară. Da, tu n-ai nimic automatizat, totul faci manual. Exact, totul se face de la amprentă, care face colega mea de la audiologie, până la prelucrare și produsul final. După amprentare, produsul revine aici și, cum o să vedeți, mă ocup eu mai departe de prelucrare, turnare, culorile se pot alege, sunt foarte multe variante de culori. Pentru cei care vor să asculte muzică la monitoare personalizate, le-aș recomanda acest lucru, mai ales pentru că nu folosesc acele domuri sau ciupercuțe care efectiv trebuie să le atașeze. Sunt, în primul rând, neigienice, nu sunt confortabile, îți pot provoca micoze și alte probleme de care nu poți fi conștient. Trezești că ai dop de ceară și de fiecare dată trebuie să îți împingi monitoarele sau căștile în ureche. E foarte fain. Să te șoară de aproape. Uite aici. Ia. Yeah. Da? Căscuța fermecată. Da, cât costă? Prețurile toate sunt afișate acolo pe site în funcție de ce vrei să ai în ea. Dacă vrei un difuzor, două difuzoare, trei difuzoare. Păi dacă le compari cu o marcă bună de căști și vrei să asculti muzică, în special e pentru ăștia care cântă, dar dacă sunt audiofil pasionat, să ascultă o muzică bună, de nu calitate. Nu poți să pun și la telefon. Uite, decât să iei niște căști de la firmele alea pe care le crede de toată lumea că sunt wow și costă grămadă bani, mai bine să faci niște căști care sunt doar ale tale. Nu le mai folosește nimeni, e mai igienic. De asta ai cutiuță? Așa, am cutiuță personalizată, tot de detreținere.